Minunatul colț de primăvară, cum îi spun localnicii, se află la aproape 40 de kilometri de Râmnicu-Vâlcea, în masivul Cozia, pe un drum puțin umblat. Ghioceii nu sunt sălbatici, ci au fost plantați de un pădurar în urmă cu mai bine de 50 de ani. La început au fost câteva exemplare, dar în timp ghioceii s-au mulțit, iar acum sunt peste tot în pădure, spre bucuria copiilor care vin în fiecare primăvară să-i culeagă. Noi venim de mulți ani, an de an venim. Cum apar ghioceii, venim și culegem direct din pădure. Fiecare moștenește și tradiția de moștenită în zona unde te-ai născut, ți-o menții în suflet și... Sentiment normal, de primăvară acum trebuie respectat și așa ne simțim cu adevărat că a venit primăvara. De fiecare dată, în primăvară, când sunt ghiocei, mergem. Cum e zona? Foarte frumos. De când erau copii. De când erați copii, veneați? Da, de când eram copii, da. Autoritățile locale intenționează să facă zona mai bine cunoscută turiștilor și la anul vor să organizeze un festival al ghiocelului. La tot pasul vezi covoare albe de ghiocei. Un lucru rău se întâmplă, că, ia uitați-vă și noastră, jos sunt multe rămături de porci mistreți. Acești porci caută bulbi din pământ pentru a se răni. Am să iau legătura cu reprezentanții Parcului Național Cozia. Eu știu să îi alimenteze cu mâncare, pentru că poate așa reușim să stopăm distrugerea acestor ghiocei. O zonă asemănătoare colțului cu ghiocei de la Perișani, dar apărută fără intervenția omului, poate fi văzută și la Horezu, tot în județul Vâlcea.